Culei grădăcini pentru papaș suf, culei grădăcini pentru papaș suf, culei grădăcini. Filozofie, mereu dau decât o piatră. O stațiu, parcurna copul meu nu are coada frântă. Piatră proastă, ha! Culei grădăcini pentru papaș suf, culei grădăcini pentru papaș. Exact cum arată piatra. Piatra asta vede lucruri care urmează să se întâmple. Mamă, se vește să se bucure papaștrun când o să-i spun. O piatră. Da, să pe după rădăcini și... Strumpure plecuți. N-am mai avut o zi strumfească de când ploaia care a trecut prin acoperișul stricat mi-a distrus cele mai bune locuri. Și speram să-mi aducă niște rădăcini proaspete, nu asta. Îmi pare rău, papaștrun, dar piatra asta e... Nu acum, strumpure plecuți. Am multă treabă. Bine, papa ștrumf! Ștrumfule Leneș, ia uite ce piatră am eu! E piatră? Da, prezice viitorul! Viitorul? Ștrumfule plecuț, visezi! Așa cum am visat și eu până să mă trezești tu! Ștrumfule Cochet, vrei să vezi ce fata de tu ștrumfos? Eu sunt deja ștrumfos, mulțumesc! Hei, ștrufule Morocanos, vrei să-ți arăt piatra mea? Ștrufește viitorul! Urăsc viitorul! Oh! Iată, uite, iar arată ceva! Ha, ăsta ștruful acum își aruncă pe fereastră prăjiturile preferate! Ștrufilor, ce părere aveți? Prezic că ștruful acum o să-și arunce toate bunătățile! Ștruful acum se arunce bunătăți? Am trăit să auzi și pe asta! Ștrufule mleguț, nu mă face să râd. Asta-i culmea. Nu-mi vine să cred. Ștrufule Lacom, arunci ștrumfătățile. Nu, am pus sare în loc de zahăr la prăjituri. L-am stricat. Vedeți? Așa cum prezice piatra mea. Lasă-mi să văd asta. Ce? Nici eu. Hai, recunoaște, ștrufule mleguț, că ai zis și tu așa și ai nimerit-o. Ba nu! Așa arăta! Ia stați! Văd casa ștrumfiței! Te scufundă în pământ! Ai, iurea! Casa ștrumfiței e perfect ștrumfească! Știu asta pentru că eu i-am săpat pivnița! Serios? Păi da, trebuia să aștept să-i pui grinzile astea! Care grinzi? E nemai ștrumfit. Și ce mai vezi în piatra aia? Ce mai vezi? Se ștrumfăinie, se petrece mici mei ștrumfe aici. E vorba de piatra mea, papa ștrumf. Ștrumfește viitorul. Am mai auzit așa ceva. A, da, mi-am amintit. Numai cel care dezgroapă o asemenea piatră poate vedea ce se va întâmpla. Înțelegi, micul meu ștrumf? Eu sunt ăla. Cred că n-are ce să fie rău în asta, ștrumfule plecuți. Dar țineți minte, mici mei ștrumfi, viitorul așa cum vi-l faceți. Nu cum se vede într-o piatră. Da, papa ștrumf. Și nu te mă după toate astea, ștrumf leguț. Eu nu, papa ștrumf. Noi nu, papa ștrumf. Care-i viitorul meu, ștrumf leguț? Bă, nu, eu sunt mai bun. Tu-i spune mie. Stați așa. Papa ștrumf a zis să nu vă mai luați după toate astea. Hai, ștrumfule leguț, te duc eu acasă în siguranță, cum a spus papa ștrumf. Repede, întreabă-l pe viitorul meu, vreau să știu ce numai mici amănunte! Păi, ștrufule cu ochelari, piatra nu-mi răspunde la întrebări! A? Fără întrebări? Păi de ce mai te râd până aici? Sunt un ștrumf foarte ocupat, să știi! Salut, ștrumfule bleguț, am făcut cutia asta ștrumfească să-ți duci piatra în ea. Acum ia spune-m care mi-e viitorul! Ștrumfule bleguț, ți-am adus astea! Și mă întrebam și eu care mi-a fi viitorul! Ștrufule bleguț, prieten vechi, ți-am făcut prăjitura ta preferată cu ștrumf fumeură. Uite, oglinda mea preferată. Ce mai mare. Da, uite, aici ai doar niște flori, uite și flori. Ia stați un ștrumf. Ca agent oficial și reprezentant al ștrumfului bleguț, am făcut o scurtă listă de reguli. 1. Toate cererile merg mai întâi la ștrumful cu ochelari. 2. Toate cadourile trebuie să treacă mai întâi pe la ștrumful cu ochelari și ștrumfurile la com. Mie îmi place cu mai multă scorțișoară. 3. Tocmai au
au încălcat regula 3. Care e viitorul meu? Spune! Spune mai întâi! Mai întâi! Lăsați piatra aia! Trebuie ștrumfite lemne de foc! Strâns să recolt, avem treaba de făcut! Da, papa ștrumf! Și să ne vă întoarceți până l-ați ștrumfit tot! Mai trebuie niște scărțișoare! Gargamel! Ajutor! Ajutor! Așa, vezi? N-ai decât să strici cât te țin pe mâna și tăi albaștri. Repede, ștrumfi, trebuie să facem ceva. Bine, dar ce? Întrebați-mi, ștrumful Bleguț! Da, chiar așa! Dar ce spune piatra ta, ștrumfule Bleguț? O fătă ștrumfiță la palisat ștrumfie cineva de mată! A, ce bine! Nu-ți face griji, ștrumfițo, o să scap cu bine! Ne vedem în sat! Ștrumfilor, nu mă părăsiți, vă rog! Dacă există ceva mai bun decât o murătură, asta e un ștrumf murat! Cum îndrăznești? Dă-mi drumul! Sigur că da! Scapă, strumfița! Vino înapoi imediat! Șmecheră albastră și mică! Adunați-vă în jurul meu, ștrumfii mei! Am să vă anunț ceva important! Dar mai întâi, unde-i ștrumfița? A prins-o Gargamel. Cum? Da, vine ea repede înapoi. Că așa a prezis piatra ștrumfului Bleguț. Așa, da. V-ați strumpit cu toții? Trebuie să o salvăm. Repede, după mine. O să... Papa ștrumf! Ștrumfițu! Vezi, papa ștrumf, așa cum a prezis piatra, ștrumfița s-a întors. Păi da, dar nu mulțumită vouă. S-a mers prea departe cu chestia asta. Ștrumfule Bleguț, dăm piatra înapoi. Da, papa ștrumf. Și acum anunțul. Și nu e de bine. După calculele mele, se apropie de noi o furtună cumplită. Trebuie să ajung repede pe pajiști îndepărtate să coleg polen rar înainte să înceapă ploaia. Ștrumfule cu ochelari, ia-l pe ștrumful Bleguț și reparați-mi acoperișul. Da, papa ștrumf. Ceilalți, ajutați-l pe ștrumful fermier să strângă imediat recolta ca să nu distrugă furtuna. Haideți, ștrumfiță de aici. Da, papa ștrumf. Ștrufule cu ochelari, tu ce faci cât crâmpesc eu acoperișul? Eu fac ce-i mai greu, am să țin scara cu toată ștrumf puterea mea. Îmi ești un adevărat prieten, ștrufule cu ochelari. Hei, uite piatra mea! Salut, pietricico! Ștrufule cu ochelari, piatra zice că o să fie senin. Senin? Asta înseamnă că nu o să plouă. Și dacă nu plouă, acoperișul mai poate aștepta. Și la fel și recolta. Hai să le spunem celorlalți să facem un picnic. Te-am spus eu că o să fie soare, ștrumfițo. Piatra ștrumfului Bleguț nu minte. Soare, da? Dar asta cum se numește? Păi, ceață? Deasă? Da, aolă! Hei, prăjiturica mea! Soare, ha? Ștrumfule cu ochelari! Bine, bine, dar o să stea ploaia, așa a prezis piatra! Spune-le și tu, ștrumfule Bleguț! Ștrumfule Bleguț, nu se pare să mă lași așa! Uite ce ai făcut! O să mă uit, ștrumfule cu ochelari, și pe urmă, mai bine i-am reparat acoperișul lui papa ștrumf! Nu se
poate! Apa de ploaie s-a amestecat cu substanțele mele chimice! Da! Sunt singurul lucru care îi poate ajuta acum e acest polen proaspăt! S-a dus piatra mea! Ștrumf, final să fie! Stați așa, micuții mei, ștrumf! Așa! Vedeți? Este cel senin, cum am prezis eu și ștrunful Bleguț. V-am spus că n-aveți de ce să vă faceți griji. Dar voi nu, cine se asculte? Așa cum zicea odată un ștrunf înțelept, Papa ștrunf! Ștrunf firar să fie! Să ne fie învățător de minte tuturor! E bine să ne facem griji în legătură cu viitorul, dar trebuie să trăim în prezent. Papa ștrunf, cred că eu am provocat o mulțime de necazuri cu piatra mea, dar acum e dusă pentru totdeauna. Și călătoria e sprâncenată. Papa ștrunf, eu n-am avut încredere de la bun început în piatra aia. I-am tot spus ștrunfului Bleguț, dar el nu. Puteam să prevăd chestia asta chiar și fără ajutorul unei pietre.